Salutare dragi prieteni și bine am găsit la un nou episod. Eu sunt Deiu și astăzi ne vom uita din nou, cum v-am obișnuit în ultima perioadă, la un replay foarte interesant, cred, în care am făcut 9 kill-uri cu tankurile. Am omorât de fapt 9 tankuri și 7 avioane și am ieșit pe primul loc, un punct capturat, 3 assist-uri, 3 death-uri. 5465 de puncte. Și să-i dăm bătaie. Să vedem replay-ul. Țin să menționez că din ce țin eu minte, da, am jucat meciul acesta cu abonat cu care obișnuiesc să mai joc când îl sunt și el și eu online. Ok. Țin să menționez că meciul ăsta a fost primul meci în care am jucat cu T-34-le nemțesc. L-am deblocat la Battle Pass, la etichete, la shop și l-am achiziționat. Așa că am decis să-l cumpăr. Și să-l joc, evident. Ce sens are să-l cumpăr dacă nu-l joc? Cumpăr. Mă rog, l-am luat cu tichete, nu-i chiar cumpărat. Bă, na, puteam să folosesc tichetele pe backup-uri, dar am vreo 200 și n-are sens. Bun, ne ducem aici, a? Încercăm să luăm, ținem culoarul. Bun, o să dau astea aici, așa, într-o parte și alta. Și o să vă zic în mare ce se întâmplă. O să las iconițele pornite, deși țin să menționez că match-ul a fost pe realistic, deci inamicii nu se vedeau. Și da, match-ul decurge exact cum îl vedeți. Înainteți pe autostradă, pe highway, pe cum vreți voi să-i ziceți. E cea mai faină porțiune din întreg jocul. Părerea mea, nu știu, mi se pare foarte interesantă zona asta, mereu mi se pare faină. Și dacă mor, și dacă nu. Na. Aia e. Am dat o artilerie pe punct. Dacă echipierul meu a făcut un kill, așa, văd M10-le. Aha. Am tras ca prost un aliatul meu. M10-le nu m-a localizat, nu știu, dar seama că sunt aici, țintesc fix acolo. Îi intră. Frumos. Îl omoară. Bun, nu mă mai mișc o țură pe aici. Nu știam dacă mai mi ies inamici sau nu. Dar să zicem că nu să mai miesă. Nu mai știu. Nu mai știu sigur, dar așa rețin. Parcă. Da, 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 uitați, M4 românele. Înaintez. Vine și cu echipierul meu aici. Dacă-l vedeți pe hartă, jos în stânga, dreapta. E bun dacă încurc stânga cu dreapta, nu mă judecați. Bun, fac push după colț. Văd pe ăla în smoke. Trag, mort. Bun, mă asigur dreapta. Ies, iară țintesc. Trag, mort. Văd camioneta și văd de M4-1-le care se întoarce spre mine. Dau bait. Dau artilerie. Văd asta. Îi trag. Guys, scuzați. I-am luat oamenii în turelă și aliatul meu l-a scos. Bun, am tras în asta. Crew knockout. L-am omorât. Văd de la că trage, ies, țintesc, așteaptă laterala, frumos, cum e rotundă. O penetrăm. Mort. Ăsta se uite spre mine. Trebuie să țintesc în loc, sincer vă zic. Și avem 5 kill-uri. Și aliatul meu care vine, hopan. Se repară, mă repară de fapt, mă ajută să mă repar. Și acum încerc să trag. Aha, și mor.
Și din păcate, da, n-a fost să fie. Dăm pe speedrun, aliatul meu o să moară și el aici. Că și-a expus laterala, dacă nu mă înșel, aiurea și a murit. Bun, am luat BF-ul. 109 F4. În loc să iau tunurile de 15 mm, am zis să iau bomba. Și ce am făcut? Da. Am încercat să cobor în jos ca să prind mai mare viteză. Am văzut ăla. Nu știam dacă să-mi dau engage cu el sau nu. Dar am zis, bă, hai totuși să-mi dau engage cu el. Că nu e atent la mine. Am țintit. I-am dat foc. M-am redresat. M-am uitat după Sherman-ele astea de aici. Am zis, bă, poate fac două killeri, aha. Nu, am făcut doar unul. Dar din fericire am făcut pe tancul mai important, pe M4, nu pe M3. Bun, văd antierian acolo. Văd avioane care mai ies. Ăla de jos nu cred că l-am văzut, dar pe F6. Da, i-am dat criticală. Puțin. Mai știu sigur dacă era criticală sau nu. Aici zic cu echipierul meu să-l atace pe M4. Ca se apropie să ne captureze punctul. Era ăla care ne-a murit pe amândoi. Mort. Sanchi. Mă uit pe punct. Nimic. Mă uit după antiriene, văd camionul. Am zis, zbor o țură drept, mă întorc, trag după el. Țintesc, trag. Îmi place cum trei oameni open top, dar eu nu i-am omorât. Da, ce să zic. Dar pe ăla din cabină l-am omorât. Aici am mai încercat eu să trag. Nimica. Și mi-am zis, hai să mă îndrept spre avioane. Am văzut pe 40. Cred că era avioane și deasupra mea, dar păstăm low altitude, nu m-am observat. Și nici pe 40 nu m-am observat. L-am scos. Nu știam dacă să mă apropii sau nu de F6. Am zis să mă întorc, că erau inamici. Ăla era mort. A dispărut, da. Deci hai să mă întorc după inamici, dacă tot sunt acolo, știți? F4, două F4-uri. Îi dau loc la ăsta. I-am luat coada. Aici am scăzut durația și am tras până l-am omorât. A, mai era F4-ul ăsta alt. Am zis să mă pun în curul lui și îl omor și pe el. Am țintit tot țura prost. By the way, eu de obicei când fac din astea, când sunt în 100% sigur că pot să trag bine în el, trag și cu tunurile, dacă nu trag numai cu mitralierele mici. Am văzut F6-le. Între timp se prăbușise și el alt F4, dacă nu mă înșel. Echipierul meu era la aeroport. Pam, mort. L-am rupt pe spate. Manevre vazase, țărăm. Mai conduc eu ce conduc? Conduc, hai că conduc cu avionul. Văd TBD-ul ăsta. Dau engage cu el.
L-am rupt, se prăbușește. Și aici am rămas cu 3 sau 4 proiectile de tun și în rest nimic și nu știam ce să fac. Și vă dați seama că am încercat. Aha. Eu am încercat, dar fără proiectile nu prea mai aveam ce să fac. Am încercat să trag așa cât de cât 2, 3 care câte mi-au mai rămas. Că poate, na, poate, poate. Dar nu a fost să fie. N-am zis hai să mă întorc la aeroport. Nu mai aveam gloanțe, motorul mi era pe roșu. Am încercat eu să iau altitudine, nu știu ce, nu știu cum, motorul pe negru. Dar de unde era artileria în bază, n-am avut ce să mai fac. Și m-am spawnat cu Warble Window. Gata. Am eliminat încă un avion, 7 avioane, 6 tankuri. Vă dați seama ce bine stau. Bun, dăm pe speedrun. Am dat artileria în ce? Văd dinamicii. M10-le nu l-am văzut. Și o să vedeți că o să fie fatal, că nu l-am văzut. Am pușat. Am ieșit în laterală la asta. După l-am văzut pe ăsta. Am vrut să trag în el, dar deja trebuie să reîncarc. L-am omorât. Dar uite asupra M3-ului. Uitați spre pădure. Nimic. M3-ul mort. Și am zis hai să stau pe punct să capturez. Aha. Mare greșeală. M4-ul se întorcea după mine. Și nu l-am auzit, mă. Nu l-am auzit. Ideea care-i? O să-mi iese din dreapta o antieria în M16-le. Uitați-l. Mi-a luat ceva până să-l văd. Mi-a luat 3 oameni. Acum pușa ăla. M10-le. Mi s-a încărcat omul. Am tras mort și... Până să realizez eu, am capturat ceul, dar din păcate aici sunt fie fatale M10-le, am zis. Și din păcate așa se termină meciul, că nu cred că mai apuc să mă respawnez și așa au scăzut foarte repede punctele. Exact, n-avea rost să mă mai respawnez, dar m-au respawnat. Asta a fost meciul, chat, băieți și fete. O să zic că a fost destul de decent. Se putea și mai bine. Dar na, știți cum e. Ăsta ar fi interesant. Am 2 meciuri de 9 kill-uri, 4 asisturi și un punct capturat. Mă, că într-unul a murit mai mult, într-unul mai puțin. E, în fine, nu le filmez. Dar dacă aș posta numai meciurile astea, ar fi ceva. Ok, nu știu ce a fost chestia asta. Bun, băieți. Și mai am un meci pe care o să-l filmez pentru următorul episod, videoclip. Dar asta să-l vedeți pe data viitoare. Eu am fost Deo. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la acest moment. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye, bye!